Bun, am reparat timpul meu, din păcate este foarte, foarte scurt. Acum am mai stat 15 minute. Încerc să trec foarte repede peste această prezentare. Câte ceva am mai spus despre acest lucru acum 2 ani de zile la Timișoara, când proiectul acesta era în lucru. Deci, intrament OSAT, o aplicație educațională pentru acțiuni meteorologice. Este vorba de un proiect finanțat de Agenția Spațială Europeană, într-un cadru mai larg, numit ESA Eduspace. Eduspace este un instrument educațional, un portal web, unde profesori și studenți, elevi, găsesc materiale și date satelitare cu care încearcă să înțeleagă fenomene naturale și mai departe. Colecție foarte mare de astfel de instrumente. Cred că programul acesta funcționează deja de vreo 12 ani. Printre proiectele finanțate de ESA în acest Eduspace se numără și acest interactiv Meteosat. Ideea este că la ore, în primul rând elevii de liceu, sunt încurajați să învețe, să analizeze starea vremii la nivel european, folosind imagini de Meteosat, pe care să le compare apoi cu măsurători care le fac ei cu instrumente de specialitate în curtea școlii sau într-o platformă meteorologică. Aceasta a fost ideea acestui proiect. O primă versiune a interactivului OSAT a fost lansată în noiembrie 2001. A fost dezvoltată în Java, cu sursă închisă. N-a arătat prea grozav, gândiți la tehnologia anilor 2001. A avut ceva succes. Copilor le plăcea să vadă cum arată vremea și în alte locații din Europa. Da. E evident că în anul 2011 a venit momentul unei schimbări. A fost nevoie de o nouă versiune a acestei aplicații, dezvoltată cu tehnologii ceva mai apropiate vremurilor în care trăim. Aplicația s-a dezvoltată în România. Contractul a fost atribuit firmei ASLC, pe care cred că foarte mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, pentru că ne ajută inclusiv pe noi cei care ajung spațialor, dar și aici la cursurile de comune. Folosind software open source de data aceasta, pentru că una din problemele care s-au lovit în vechiul interacțiune Meteosat a fost că programatorul care a făcut-o a plecat și nu le-a mai dat codul sursă, n-au putut mai facă nimic cu acea aplicație. E ceva mai complex și ceva mai interactiv, cam așa arată noua aplicație și să încerc câteva slide-uri să vă explic cum despre ce e vorba. Ce a fost nevoie în acest proiect? Zilnic, la anumite ore, trebuie descărcate și procesate o serie de imagini Meteosat. Pentru cei care nu știu, Meteosat este o platformă satelitară dedicată aplicațiilor meteorologice. Un număr de sateliți pe poziții geostaționare, care cu un interval foarte, foarte, foarte bun, undeva la 10 minute, aviționează imagini pe mai multe canale spectrale cu ale unei emisfere. Deci a fost nevoie să scriem ceva software care să facă zilnic să descarce și să proceseze aceste date. Și a fost nevoie să creăm o interfață web care să permită elevilor să-și încarce zilnic, anumită ore iarăși, observațiile pe care ele făceau. Și mai apoi să suprapună aceste observații peste imagini luate de la Meteosat. Deci observații făcute la o anumită oră, ora 9, să suprapună peste imaginile luate tot de la ora 9 de satelit și să facă o serie de observații. Pentru prima parte, avem un lanț de procesare care merge pe două surse de date. De ce merge așa? Deci, în primul rând, avem site-ul MedSat, unde imaginile sunt publicate cu un delay de aproximativ o oră. Din păcate, nu toate aceste imagini au o rezoluție completă, deci sunt puțin dimensionate. Pentru că protocolul semnat dintre pentru că și este are o stație de recepție MedSat, dar nu are voie să publice aceste imagini decât cu un delay de 3 ore. Deci, deși au acces în timp real la ele, nu le pot disemina public mai repede de 3 ore. Deci, inițial, descărcăm date de pe site-ul MedSat, unde delay este doar de oră, iar apoi, când se fac cele 3 ore, descărcăm imagini la format brut, pe care le procesăm de pe site-ul MedSat, la rezoluție în real și așa mai departe.
din multele canale pe care Modis le achiziționează, în momentul ăsta le achiziționează, noi utilizăm aceste două canale vizibili, două infraroșu, un produs de culori naturale și vapor de apă. Deci aceste imagini pe cele două fluxuri sunt prelucrate la jurul bibliotecii CIDA, unde le georeferențiem, în cazul imaginilor luate de pe site, care sunt doar niște jpeg-uri, le mozaicăm, acordăm lipii, se decupează, se reproiectează, se creează timer și mai departe. Același lucru se face și pentru imagine în format HDF, recepționate la stație ceva mai târziu. Da? Durează destul de puțin. Nu sunt imagini foarte mari. Undeva cele în format HDF, cred că au undeva la 20 de zile, să ceva de ceva acesta. Cam așa arată o imagine luată de pe site-ul MSAT. De restul, sunt frontiere de scrise peste imagini, sunt și niște tick mark-uri. Cam așa arată și primind de la stația ECU, deci clar o diferență de calitate destul de mare. Ce se întâmplă cu observațiile? Copiii trebuie să înregistreze pentru fiecare observație data și ora când a fost realizată, latitudinea, longitudinea, se dă un număr pentru locația unde s-a făcut măsurătoarea, altitudinea, condițiile înregistrate, direcția vântului, viteza vântului, acoperirea cu nori, temperatura, la care observații adiționale și ortografie, iarăși să vadă condițiile de la acel moment. Am ales să creăm o interfață folosind biblioteca XGS. De acolo ei pot să introducă o observație, pot să editeze o observație mai veche, să o șteargă, să se uite în arhiva de observații. Sunt o serie de filtre care le permit să încarce doar observații în perioada din proprie locație, doar cele care respectă anumite condiții, nu știu, temperaturi peste, vânt, mai multe și mai departe. Iarăși, o atenție deosebită, ESA a început să dăm acelor comentarii adiționale și fotografiilor care trebuie moderate. Din motive evidente, nu doresc ca pe astfel de aplicație să se încarce fotografii care nu sunt verificate și comentarii. Deși nu pare mare lucru, pentru încărcarea lor și mai ales pentru crearea simbolurilor, folosim un stack de aplicații de mare, care include Inkscape, Image Magic, scriptul Python și PHP. Am așa arată interfața, deci un grid din acesta JavaScript, editabil, foarte interactiv. În partea superioară sunt o serie de butoane care ne permit să interacționăm cu observațiile astea, adăugăm, să ștergem, să modificăm. Partea de jos sunt acele filtre care vă vorbeam, tabelul poate fi sortat în toate felurile. Așa se invitează o intrare, salvează, se confirmă și așa mai departe. Pentru partea de vizualizare a acestor date, am dezvoltat doi clienți, păstrat de mine în engleză, de Geostationary View și de MapView. Ce se întâmplă? Profesorii sunt care ne-au coordonat în dezvoltarea aplicației, au ținut foarte mult la această vedere nedistorsionată a drumului, așa cum vede satelitul de sus, da? Pentru că, dar în același timp ar fi vrut o integrare cu Google Maps, de exemplu. Lucrul ăsta nu e posibil decât având doi astfel de clienți. Și așa arată Geostationary View și așa arată harta proiectată și suprapusă peste surse de date gen OpenStreetMap și Google. Există un buton pe care se poate trece dintre cele două, se poate comenta între cele două proiecții. Cum am spus, de simboluri, datele introduse de elevi sunt randate pe hartă sub formă simboluri, care vă dați seama din destul de sunt clasice. Fiecare element acestui simbol se indică ceva, culoare, temperatura, fenomenele prin mic simbol, vântul prin acea direcția vântului prin acea linie, densitatea lui prin altele și așa mai departe. Se poate da click pe hartă pe oricare observație, în partea stângă undeva se afișează valorile, poate, dacă e cazul.
v-am spus, avem un calendar în partea dreaptă undeva, se poate folosi pentru a ne duce în urmă, verificăm datele din arhivă. Toate se stochează acolo și pot fi oricând afișate pentru comparații. O serie de astfel de măsurători. V-am spus, integrăm canalele, două canale vizibili, două canale infraroșu, vaporii de apă. Mai tragem, ca zic așa, observații suplimentare din rețeaua Yahoo. Au un app care ne permite foarte ușor să facem lucrul acesta și dintr-un proiect american numit GLOW, unde tot prin școturi educațional copiii montează totul de senzori și transmită o platformă undeva în Statele Unite aceste lucruri. Din păcate aici delay-ul este de 24 de ore, un alt sistem de colectare a observațiilor. Interfața a fost dezvoltată în folosind 9 limbi, cred că, sau 10 cu limba română. Sunt simplu, intuitiv. A fost amuzant să dezvolt această aplicație. Să sperăm cum mai și continuăm și cu alte lucruri. Dacă la timp v-aș fi făcut și o demonstrație, vă invit să vă notați această adresă și puteți să consulta acolo, să testați aplicația acolo. E foarte important ultimul slash, da? Nu merge fără. Mulțumesc frumos și... Mulțumesc foarte mult!